în ultima săptămână o mulțime de multinaționale, de companii foarte mari, au anunțat deja public că nu vor micșora salariile nete. Am venit azi împreună cu domnul viceprim-ministru Ciolacu la cea mai mare confederație sindicală, la CNSR Frăția, din două motive. Unu, pentru a le mulțumi pentru ajutorul pe care ne l-au acordat în rezolvarea cât mai multor situații specifice din cadrul sindicatelor pe care le reprezintă și, doi, pentru a-i asigura în continuare de toată deschiderea noastră în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea României și un trai mai bun pentru oameni. Concluziile din punct de vedere sindical, cred că vi le spun liderilor. Mai mult, dacă domnilor acceptă, le-am propus și un acord între guvern și CNSR Frăția, prin care să instituționalizăm acest schimb permanent de informații și de lucru pentru oameni.